A Da. fost proiect care cred că încă este Țară-Țară vrem campioane. Așa. Și în perioada aceea au venit foarte multe fete, le-au adus din sate, din, de obicei din medii de-astea un pic mai îngreunate. Și din câte știu eu și din câte am văzut eu, cât eram în sală, din păcate ele erau chiar tratate și mai rău decât noi. E vreun... Ții minte vreo chestie pe care o ai în minte? Sau ai vreun episod în cap? Copiii rețin multe lucruri. Poate uneori vor să uite lucruri, dar rețin multe lucruri. Da, într-adevăr, a fost. Era o fetiță cu Da? un păr foarte frumos, avea un păr lung, cărionțat, blond. Și antrenoarea nu a fost de acord Cine? cu chestia Tot asta. Petruța Marcu? Petruța Marcu și fosta, dacă nu mă înșel, antrenoare de catedră. Ok. Era șefa de catedră acolo. Da. Nu a fost de acord și acum nu știu dacă a făcut-o cu acordul părinților sau nu, dar știu că într-o zi, cât eram la antrenamente, a luat-o în baie și i-a tăiat tot părul. A tuns-o zero de tot. Și știu că de atunci n-am mai văzut-o pe fița aia să mai fie cu zâmbetul pe buze cum era înainte. Deci tunsă 0, 0. Da, Antrenoarea la și două antrenoare au făcut chestia asta cu un copil. Da. Wow. Da. Știu că înainte de chestiile astea era foarte, foarte fericită fetița, îi plăcea foarte mult. Pur și simplu părul ei era mândră, avea ceva frumos. Da. Și după aia n-a mai, pur și simplu, i s-a pierdut tot.